Avertisment. Pace vouă, eu, Iisus, vă zic la al meu popor. Am venit conștiințare pentru mica turmă din Israel. Fac apel la al meu popor de pe-ntreg pământul. Gravnic să se fac un lanț de post și de rugăciuni, căci în scurtă vreme, iată, o mantauă neagră se așterne peste întreaga lume. Multă groază și durere va fi peste omenire, ca femeia în durerile nașterii, așa mult s-or tângui de spaimă. Nu vor ști încotro să apuce, căci vor fi multe necazuri, doar cei ce și-au făcut un adăpost în mine vor mai scăpa de grea durere. De aceea, mică turmă, ridic un zid de rugăciuni și post, căci nu voi avea milă nici de săraci, nici de bogați, ci doar de acei ce zidul de protecție au ridicat. Nu rămâne indiferent de ce eu, Domnul, vestesc, ca-i să strigi în grea durere: O Iisuse, fie-ți milă și de mine! Nu te culca pe ureche, spunând: astea sunt povești, mai degrabă închide ușa și în genunchi tu să te apleci. Eu, Iisus, nu zăbovesc, vin de grab să te salvez, dacă tu cu umilință vei veni pe calea îngustă. Vino, dar nu-ți fie teamă și ține-te strâns de poala hainii mele. Fii statornic în credință, chiar de valul te amenință. Se vor răscula popoare unii împotriva altora. Pentru o palmă de pământ ei vor declara război pe întregul continent. Va interveni papalitatea și chiar cei în frunte puși să declare noua ordine mondială și vor vrea ca să aprobe doar o singură monedă și o religie globală. Atunci va veni prigoana, ce-o găsim în Sfânta Carte, când va trebui să alegi între Dumnezeu pe veci sau a faraonului robie. Puneți astăzi întrebarea: ce ai să faci în vremea aceea, dacă nu ești îmbrăcat cu platoșa neprihănirii și de nu ai coiful mântuirii? Vă îndemn, poporul meu, astăzi cât e libertate, să intrați în odăiță, să strigați la Dumnezeu cum nu ați făcut-o niciodată.
căci urgia nemiloasă va lovi pe-ntreg pământ. Însă, de mă veți chema în rugăciuni, eu, Hristos, în barca de salvare, vă voi așeza atunci. Trebuie să trec pământul prin aceste încercări, căci eu, Domnul, tot avertizez poporul să se întoarcă din Sodoma și Gomora, dar zadarnic, parcă nimeni nu mă aude. Trezire, popor de legământ, căci semnele vremii se arată. Armata, ostașii, soldații sunt gata lupta să înceapă. Dar tu ești îmbrăcat cu armătura sfântă să poți lupta pe front de luptă? Amin, amin.